Bine v-am regăsit la Exprim TV. Sunt Oana Radu și Camelia Angelescu și vă invităm să trecem în revistă știrile care încheie această săptămână. Orice proprietar de vehicul are obligația să dețină o asigurare de răspundere civilă auto, indiferent dacă încheie sau nu asigurare facultativă casco pentru același vehicul, a anunțat Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. CSA precizează că această obligație de asigurare este prevăzută de directivele specifice ale Uniunii Europene, perfecționate în timp și aflate astăzi la a șasea generație. Angela Toncescu, președintele CSA, a subliniat: răspunderea civilă auto este o asigurare obligatorie reglementată în toate țările, este o asigurare de protecție pentru terți și nu este nici de cum o taxă, ci o modalitate de protecție materială și socială. Signal Iduna lansează asigurarea Signal Gold, o premieră pe piața asigurărilor din România. Prin Signal Gold, compania pune la dispoziție asiguratului primul produs care oferă posibilitatea încasării beneficiilor din asigurare în aur. În vederea contracarării efectelor inflației, polița de asigurare se încheie în euro, iar clientul are posibilitatea de a opta pentru indexarea automată a primelor de asigurare. Produsul inovator Signal Gold oferă, alături de investițiile în aur, și certitudinea unor garanții atât din punct de vedere financiar, cât și în cazul apariției unor evenimente mai puțin dorite pentru beneficiar și familia acestuia. Leslie Beer, președintele companiei, a declarat: noi știm deja că fiecare asigurat este o persoană care are un rol decisiv în activitatea sa profesională, iar acasă familia se așteaptă ca acesta să-i susțină în îndeplinirea visurilor. Pentru persoane dinamice ce urmăresc îmbunătățirea calității vieții, siguranța financiară și protecția maximă, Signal Gold reprezintă unicul produs de acest gen de pe piața asigurărilor din România, care le oferă tot ceea ce este necesar. Compania CertaSig a lansat de curând un nou produs complex destinat organizatorilor de evenimente. Acesta acoperă răspunderea civilă, echipamentele utilizate în cadrul evenimentului respectiv și are și o componentă pentru situațiile de anulare a evenimentului. Potrivit lui James Grindley, director general al CertaSig, acest produs este unul nou de nișă care a început să prindă contur pe piața românească. Suntem o companie specializată care se adresează cu preponderență segmentului corporate. Ne axăm pe clase de asigurări, cum ar fi răspunderea civilă generală, răspunderea profesională, construcții sau asigurările de accidente pentru sportivi, a continuat liderul CertaSig. Mergem acum în plan extern, unde aflăm că primul trimestru al anului viitor va aduce pentru piața de asigurări din Republica Moldova, odată cu definitivarea sistemului informatic și baza de date comună cu istoricul de daune al șoferilor. De asemenea, începând cu anul 2011, societățile de asigurare din Republica Moldova vor putea emite polițe auto obligatorii în sistem electronic. În acest sens, Vladimir Știrbu, director Departament Asigurări în cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare, a declarat: ne dorim ca de la 1 ianuarie 2011 sistemul să devină activ în totalitate și toate companiile să aibă acces la acesta. Însă există o problemă din punct de vedere al dotării tehnice în punctele de vânzare, unde nu se pot introduce în timp real polițele emise. Guvernul bulgar a anunțat că abandonează intenția de a transfera activele acumulate în cadrul segmentului de pensii private profesionale spre pilonul întâi. În acest fel, active de 237 de milioane de euro au rămas în administrarea celor 9 fonduri de pensii profesionale ce gestionează economiile cetățenilor bulgari care exercită anumite meserii cu un statut special. Totuși, există o categorie de participanți la aceste fonduri care va avea de suferit, și anume aceea a angajaților care ar urma să se pensioneze în perioada 2011-2014. Întrucât fondurile funcționează numai din anul 2000, pensiile care se cuvin din acest sistem angajaților care se vor pensiona până în 2014 urmau a fi plătite din bugetul pilonului 1. În actualele condiții, executivul a încheiat o înțelegere cu sindicatele, stabilind că activele aferente acestor angajați vor fi transferate înapoi în pilonul pensiilor publice, urmând ca fondurile profesionale să plătească beneficii de pensie numai începând cu anul 2015. Acestea au fost știrile care v-au asigurat informarea și în această săptămână. Noi vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim un weekend plăcut și vă așteptăm din nou luni cu cele mai importante subiecte din asigurări și pensii private la Exprim TV.